Juniorii de la CSS din Niculescu au avut un an fotbalistic de excepție, calificându-se istoric în faza zonală a campionatului național destinat juniorilor A1. Din păcate, nu au reușit să meargă și mai departe. Cu aproape 500 de suporteri de partea lor, nu au reușit să treacă vineri de Onyx Râmnicu Sărat. După fluierul de final, scorul arăta 0-0 și s-a trecut la lovituri de departajare. Nu au rezistat presiunii și Popescu, Tică și Băduleanu nu au reușit să transforme loviturile de la 11 metri, scorul final fiind 2-3 pentru formația vizitatoare. Sâmbătă a urmat partida cu Viitorul București, când pulungenii păreacuși au revenit după decepția meciului pierdut la 11 metri și au înscris repede în minutul 12 prin Cercel. Prima repriză a fost una extrem de disputată cu faze de gol la ambele porți. În cea de-a doua repriză, jucătorii lui Ovidiu Tică au căzut fizic și au pierdut meciul din mână, oaspeții reușind să înscrie de două ori, în minutele 52 și 59, prin Rotaru și Marel. După fluierul de final, tabela a arătat 2-1 pentru Viitorul București, formație ce s-a calificat în finala disputată în compania celor de la Portul Constanța, câștigătoarea celelalte grupe. Pentru noi, participarea la zonă a luat sfârșit în această seară, după două jocuri disputate, care, din păcate, pierdute, unul la lovituri de departajare, celălalt în timp regulamentar cu 2-1. În primul rând vreau să felicit copii, să felicit toți copiii care au participat, atât cei care au jucat, cât și cei care au fost în loc și nu au făcut parte din primul 18. Pentru toți a fost o experiență, poate cea mai importantă, atât a mea cât și a lor, participarea la o zonă, și cred că am avut de câștigat atât noi cât și copii, acum nu pot să spun, experiență în urma acestor jocuri. Ce s-a întâmplat în repriza a doua meciului de astăzi, că ați condus la pauză, ați avut 1-0? Am avut 1-0, din păcate, o greșeală individuală, putem spune, la primul gol, la primul gol egalizator în care am primit acea lovitură de pedeapsă și cred că am căzut puțin, au clăcat psihic copiii, să zic așa. Am avut anumite probleme medicale și, într-adevăr, am avut primul meci pierdut la penaltiuri, să zic așa, un meci foarte bun, zic eu, primul meci cu Râmnicu Sărat. Cred că am fost și dezavantajați de arbitri, clar, o lovitură de pedeapsă la 0-0 neacordată. Și a doua zi, după un meci cu asemenea încărcătură, am jucat astăzi și refacere, vă dați seama, cea mai bună refacere a noi care poate să fie decât somnul, să zic, Alin. Alt mod de refacere nu am putut avea, vă dați seama, la asemenea nivel. Și s-a simțit și acesta, foarte la noi jucători importanți. N-am avut timp de refacere și, practic, n-am avut, să zic așa, nici noroc la tragerea la sorți. Am picat în grupă pe poziția a doua, în prima grupă valorică, și am fost trași să jucăm două meciuri unul după altul. Și probabil s-a simțit și în jocul de astăzi, în special în a doua repriză. Poate un factor important a fost și căldura, jucând ambele jocuri, atât ieri cât și astăzi la ora 15, cel puțin astăzi căldura ne-a omorât și s-au acumulat oboseală.